I-am propus primului ministru Dacian Cioloș să vină în fața Parlamentului și să expună situația reală a economiei românești. A venit, așa cum constatați, și apreciez lucrul ăsta, dar constat că ceea ce a prezentat, ceea ce a expus astăzi, nu reprezintă situația reală, nu reprezintă realitatea. Și pe mine și pe colegii mei, că și pe români, asta îngrijorează foarte mult. Din ce a spus domnul prim-ministru, ar fi trebuit să înțelegem că România își continuă creșterea sănătoasă imprimată de guvernarea PSD, de guvernele conduse de Victor Ponta, dar noi nu înțelegem asta. Și nu înțelegem asta pentru că astăzi domnul Cioloș nu a vorbit în limba română. A folosit limba tehnocraților, o limbă care sună străin și o limbă care este ruptă de realitate. UDMR am încercat să prezintă primului ministru și a plenului celor două camere acele probleme care au venit ca reacții la măsurile luate de acest guvern tehnocrat. Toate observațiile noastre privitoare la programele operaționale regionale 2014-2020, respectiv comportamentul ANAF-ului și a altor instituții administrative ale statului, au fost făcute conform sesizărilor privite din teritoriu. Așteptările noastre a UDMR-ului era ca un guvern tehnocrat să realizeze un stat care este predictibil, care este transparent. Administrația se apropie de cetățean, cetățean care în același moment este și contribuabil, este și angajat, este și angajator, este și beneficiarul serviciilor publice, să simte că există această apropiere a statului care în opinia noastră trebuie să fie cât mai suplu și cât mai ieftin. Aceste deziderate n-au fost realizate de guvernul Cioloș. L-am făcut către primul ministru. Fac apel și către grupurile parlamentare să se abțină de la a promova inițiative care au ca scop modificarea fiscalității. Este de asemenea important să știm toți că deseori sunt campanii manipulatorii, mai ales în această perioadă, și probabil că unii vor neapărat să sublinieze faptul, și cred că PSD-ul în primul rând, că acest guvern nu își îndeplinește atribuțiile constituționale. Cred în continuare că trebuie să fim atenți la activitatea guvernului, dar în același timp să nu-l criticăm numai de dragul de a-l critica.